Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție Administrația la zi. Sunt Simona Comazan și invitatul meu de astăzi este domnul Jean Dumitrașcu, directorul Filarmonicii Pitești. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Care fiecare dată alături de noi, alături de pitășteni, era și normal să te afli astăzi în platoul emisiunii Administrația la zi, pentru că zilele trecute, de zilele municipiului Pitești, sărbătoare mare pentru noi toți piteștenii, s-au împlinit 629 de ani de atestare documentară, Filarmonica a înregistrat un nou succes. Și nu sunt cuvinte mari, pur și simplu acesta este adevărul, ținând cont că a fost primul concert pe care Filarmonica l-a susținut în aer liber, sâmbătă, și un concert care a atras foarte mulți oameni, chiar dacă au mai apărut și câteva picături de ploaie, a fost ceva de vis. Aș vrea, pentru, până să intrăm în discuție și să ne povestești de fapt cât de frumos a fost acolo și care a fost ecoul după un astfel de eveniment, să urmărim și noi ce s-a întâmplat sâmbătă acolo. Avem și noi o știre pe care noi o am difuzat-o pentru că nu puteam să ratăm acest moment. Era normal să vorbim despre succesul filarmonicii noastre. Îi rog pe colegii din regie să ne prezinte materialul. Vă mulțumesc! Ce au în comun filmele Superman, Pirații din Caraibe, Titanic sau Gladiatorul? Coloane sonore de excepție, iar o parte din muzica acestor pelicule a fost interpretată și în centrul municipiului de către Orchestra Filarmonicii Pitești. Alături de orchestra simfonică dirijată de Tiberiu Oprea au evoluat sopranele Bianca Ionescu și Mediana Vlad, dar și tenorii Daniel Madia și Bogdan Lupea. Ei da, am văzut ce s-a întâmplat sâmbătă seara în piața primăriei, acolo unde Filarmonica Pitești a susținut un concert în aer liber. Oamenii au rămas, așa cum spuneam, chiar dacă a plouat, și a plouat destul de bine. Nu a fost deloc ușor și nici pentru soliști de marcă. Ce au venit să cânte la Pitești și au încântat pe toată lumea. Jean Dumitrașcu o să ne povestească ce s-a întâmplat acolo și cum a ales să fie acest moment. Eu am fost presemnat în privința vremii din care se anunța pentru concertul nostru. Știam că va ploua. Nici nu am mai îndrăznit să sper, nici nu am mai îndrăznit să mă rog la Dumnezeu, pentru că am anticipat corect ceea ce va urma. Acest concert pentru mine a fost un coșmar. Nu mă sfiesc să recunosc asta. Întrucât a fost realmente sub semnul întrebării dacă se mai ține sau nu se mai ține. La ora 5 am programat, după ce s-a montat scena, după ce am cărat cu cei câțiva salariați pe care i-am, instrumentele, scaunele, pupitrele și ce mai aveam noi nevoie pe scenă, la 5 era programată proba de sunet pentru orchestră, o orchestră numeroasă formată din 70 de artiști instrumentiști, plus cei 4 soliști. Și chiar când să începem proba de sunet, a venit ploaia. Nu s-a putut ține proba de sunet. Mai mult decât atât, cei cu scena au vrut să coboare scena de teama de a nu se porni vreo vijelie. Scena era masivă, 12 pe 10 metri, 7 metri înălțime, cu multe boxe difuzoare pe lateral, și nimeni nu își asumă răspunderea în caz de dezastre. Intram în pușcărie pe loc dacă s-ar fi întâmplat ceva din cauza vântului, a vijeliei. Din fericire, furtuna a fost pe Mioveni la acea oră, nu pe Pitești.
Te întrerup doar pentru o secundă, pentru ca spectatorii să fie conectați cu ceea ce s-a întâmplat sâmbătă acolo. Chiar o să avem imagini, iată, se vede că ploua, se vede că începuse lumea să vină cu umbrele, dar chiar și așa au rezistat și, așa cum spuneam, au rezistat și soliștii cu toate acestea. Te las în continuare să ne povestești, că e interesant de aflat prin ce pot trece niște oameni, tocmai pentru ca piteștenii să aibă parte de ceva frumos, și eu sunt convinsă că așa a fost. Așa este. Picăturile de apă au ajuns în scenă, au fost udate și unele instrumente importante, care dacă s-ar fi distrus, ar fi făcut imposibilă cântarea pe acele instrumente. Și vă spun, dacă nu mai puteau fi folosite realmente, într-o oră nu aveam timp să facem rost de alte instrumente. Mă refer la cele de percuție și la contrabaș, dar au fost probleme și în față la viori. Astfel încât câteva colege de la birouri au stat cu șervețelele și cu cârpele și au șters la instrumente. Au șters cele 600 de scaune pe care le-am închiriat pentru public. Fuseseră udate, le-am șters odată. Mai târziu mai fost șterse odată, apoi între timp a venit publicul, s-a așezat pe scaune și nu au mai fost udate scaunele pentru că au fost ocupate și publicul a stat sub umbrele. Am reușit până la urmă să facem și probele de sunet, pentru că trebuia pe fiecare instrument în parte, apoi pentru soliști, o treabă complicată și care trebuia să iasă foarte bine, pentru că în momentul în care sonorizezi 70 de artiști instrumentiști plus soliștii, trebuie să sune impecabil în difuzoare. Nu te joci cu așa ceva. O muncă decisivă pentru toate persoanele. Și contratimp. Contratimp pentru toate persoanele implicate în organizarea acestui eveniment. N-am reușit să începem la 7 fix, cum era programat. Și am tot sperat, pentru că erau reprize de ploaie și speram aceasta e ultima repriză de ploaie și am scăpat pentru că se însenina, dar după ora 7 nu s-a mai înseninat, s-a așezat ploaia, dar nimeni nu a plecat. Deci nimeni din public nu a plecat și realmente s-a audiat întreg concertul nostru sub umbrele. Și cred că dăruirea tuturor, și a soliștilor și a organizatorilor, a fost cu atât mai mare cu cât ați promis acest concert în aer liber și faptul că oamenii nu au plecat, era normal să veniți în întâmpinarea lor. Cei drept, vremea a fost capricioasă toată această perioadă și ne-a jucat feste, că până la urmă și cu parada copiilor de la Sinfonia Lalelelor, parada florilor, a fost complicat și nu se știa dacă se va mai organiza sau nu, dar am trecut și peste acest moment, s-a organizat și în condiții foarte bune și elevii și dascălii au fost premiați pentru acest lucru și iată la concertul filarmonicii, de asemenea, a fost toată lumea a gustat momentul, chiar dacă vremea nu a fost deloc, n-a ținut deloc cu noi. Au fost persoane din public care au dansat în timpul spectacolului. Pur și simplu au dansat în piață, în piața primăriei, iar mulți din public mi-au mărturisit că a fost cel mai romantic concert la care au asistat, pentru că stăteau sub umbrelă, ploua, muzica era superbă, a fost o altă atmosferă. Altă atmosferă. Atunci a fost cel mai frumos moment. Exact. Adică alta. Pentru mine a fost altă trăire. Exact. Pentru că purtam răspunderea acelui concert. Întâmplarea a făcut ca marea noastră soprană Bianca Ionescu să-și serbeze ziua de naștere pe 20 mai de ziua Piteștilui pe scena filarmonicii. Poate și acest lucru a motivat-o și mai mult și să vorbim și despre ceilalți care prezentatorul nostru, Marian Matei, prezentând pe soliști, pe dirijor, orchestră, ziua orașului, a subliniat faptul că este ziua Bianca Ionescu și surpriza mare a noastră a fost că la final publicul a început să cânte la mulți ani pentru Bianca Ionescu. Deci a fost o participare entuziastă a publicului și asta după ce s-a dus 2 ore în ploaie sau mai bine de 2 ore. Și a fost răsplătit în acest mod de iubirea publicului. Și da, a fost un moment special. A urcat și domnul primar Cornel Ionică pe scenă
până să termine spectacolul, să-i ofere flori, să o mai invite la noi, să-i mulțumească pentru invitații, că a răspuns invitației noastre. A fost frumos, romantic, foarte greu, dar mulțumesc publicului că nu ne-a părăsit nici pe ploaie. A fost de fapt, ploaia nu ne-a oprit. Și să nu uităm să-i amintim și pe ceilalți soliști, alături de Bianca Ionescu, s-au mai aflat soprana Mediana Vlad, tenorul Daniel Madia și tenorul Bogdan Lupea. Dar în rolul principal s-a aflat orchestra noastră simfonică, condusă de concertmaestrul Madalin Sandu, iar la pupitru orchestrei s-a aflat dirijorul nostru de 10 ani, Tiberiu Oprea, care a reușit prin prestația sa să ofere un spectacol desăvârșit. S-au încheiat zilele municipiului Pitești, s-au încheiat frumos și duminică seara au concertat artiști îndrăgiți de toți românii. Horia Brenciu, carismaticul Horia Brenciu și Tavi Colen. Au făcut un show frumos, un show de zile mari, să spunem așa, pentru că erau zilele municipiului Pitești. Vă spun, la zilele municipiului Pitești au participat zeci de mii de piteșteni, într-o formă sau alta. Fie activ ca actori. Nu e o exagerare. Nu este, pentru că zilele municipiului Pitești au început cu Dansul Florilor, concursul național de dans sportiv care a avut loc la Sala Sporturilor, unde au fost aproape 1000 de concurenți. Și dacă mai punem profesorii, mai punem părinții copiilor și spectatorii, dintr-un foc, numai la acel eveniment organizat de primărie, Centrul Cultural și Asociația Total Dance a lui Freddy Schib, au fost mii de participanți, fie pe podium, fie în public. Au fost foarte multe concursuri sportive de atletism, de înot, de biciclete, de... Pe parcursul întregii săptămâni. Pe parcursul întregii săptămâni, desfășurate fie în Parcul Lunca Argeșului, fie la stadion, fie pe centru, în fața primăriei, în piața primăriei. Dacă vrei să te oprești puțin și să comentezi, cred că a coborât una solista și în mijlocul publicului și a interpretat puțin... A fost Mediana Vlad, care a creat un moment din piață, a urcat pe scenă, pentru că, vă spun, erau melodii interpretate de orchestră, urma un solist sau doi soliști sau toți patru soliști, apoi iar orchestra, a fost o alternanță și Mediana mi-a spus că vrea să urce din mijlocul publicului. Am fugit la inginerul de sunet ca să-i dea drumul la microfon mai devreme, să-l avertizez cu ce urmează, pentru că nu era în regia inițială. Și i-am spus ei să nu cumva să treacă prin fața microfonelor, că se făcea microfonie și la volumul acela maxim ar fi fost îngrozitor. Și a avut grijă să stea între cele două zone. Iată, cu avem boxe. Din nou imagini. Lumea cu umbrele. Da, a vrut să fie cât mai aproape de public și momentul a fost foarte gustat. Mediana Vlad este nu numai o voce extraordinară a României, dar știe să se apropie de public. Și cu siguranță a mai atras către scenă și alții. Da, vă spun, ținând cont de programul pe care l-am gândit pentru acest concert, dacă nu ar fi plouat, mii de spectatori ar fi participat la concertul nostru. Judecând după concertul de vara trecută, concertele de ziua Piteștiului din anii trecuți, și pentru că programul nostru a fost deosebit cu muzică de film. Cu Titanic, cu... Exact, asta este ineditul acestui moment. Gladiatorul, Pirații din Caraibe și dar multe alte filme muzicale. De ce ați ales? Că asta întrebam și în debutul emisiunii. Nu putem cânta simfonii de Mozart, de Beethoven sau concerte pentru un instrument. Deci nu poți cânta în piață unde, firește, în sală, publicul știe la ce se așteaptă, da, și te alege în funcție de program și știe pentru ce vine. Aici trebuia să vă... Pe stradă se adună un public divers, exact. Sunt mulți trecători care pot fi atrași.
Și atunci nu poți cânta muzică grea în piața publică. Și de fiecare dată am ales un repertoriu mai popular. Și cum noi nu repetăm, nu putem să repetăm programul de vara trecută, nici de din 20 mai anul trecut, nici de acum 2 ani, nici de acum 3 ani, am decis să punem în program muzică de film, pentru că știam că mergem la sigur. Și erau filme foarte, foarte cunoscute, coloane sonore foarte iubite de toată lumea, și care au fost interpretate desăvârșit și publicul a apreciat asta, plus o serie de filme muzicale foarte cunoscute, Sunetul Muzicii, My Fair Lady și altele. De aici rolul soliștilor. Și credeți că faptul că ați ales și v-ați orientat către aceste coloane sonore a făcut așa să aibă, chiar și cu ploaia aceasta pe care mulți dintre noi nu ne place atunci, în momentul în care ești la un spectacol, totuși a fost un succes? A fost un succes total, pentru că muzica a fost foarte frumoasă și foarte bine interpretată. Publicul a simțit dăruirea artiștilor de pe scenă, a conștientizat eforturile pe care noi le-am făcut pentru organizarea acestui spectacol. Personal ezit să organizez concerte în aer liber. De-a lungul anilor am evitat, recunosc, să organizez, tocmai de teama ploilor. Nu poți acoperi o piață uriașă, nu există nici în Occidentul condiții pentru a desfășura în aer liber asemenea concerte la care participă mii de oameni. Sau ar fi prea costisitor și nu știu dacă atâția bani cheltuiți și așa costă scena, costă sunetul. Și urmează acum, urmează alte spectacole? Nu, mai avem concert în aer liber în data de 18 august, în cadrul zilelor de Sfânta Maria, pe care primăria municipiului Pitești le organizează la Pitești, și atunci vom organiza un nou concert în aer liber, tot la fel, indiferent de vreme. Indiferent. Pentru că asemenea concerte, și concertul din 20 mai și concertul din 18 august, sunt aprobate prin hotărâre de Consiliul Local, încă din februarie. Eu am depus documentația aceasta încă din ianuarie, iar concertele erau stabilite încă din decembrie anul trecut, inclusiv cu program și soliști. Deci lucrurile sunt programate cu mult timp înainte. Și nu au cum să intervină. Da, pentru doar că dacă țin schimbări, modificări de artiști, dar poți, nu cred că numai în situații de forță majoră, major, exact, ad hoc, atunci, da, poți suspenda un concert. Dar altfel, mergi înainte cu procedura, faci selecție, cauți, faci contract pentru scenă, pentru sunet, pentru alte lucruri, pentru... Și vorbeam de faptul că la Pitești au fost zile frumoase, zile de foc, zile cu concerte multe, cu concursuri sportive foarte multe. S-au încheiat duminică seara cu... Luni. Luni. Au mai fost și luni în fața primăriei, au mai fost multe alte evenimente. Am zis că duminică seara a fost punctul culminant, pe lângă cel de sâmbătă al concertului Flamenci. Așa este, deci punctul culminant a fost duminică seara, primarele concert susținut de Horia Brenciu și David Colan, band. Urmat de Fântâna Muzicală, iarăși un concert muzicală frumos, la care au asistat piteștenii. Dar au mai fost și luni o serie de evenimente la care au participat foarte mulți elevi din municipiul Pitești. Pentru Filarmonica Pitești este din nou sărbătoare, pentru că împlinește 10 ani. 10 ani de existență, un deceniu. Și chiar săptămâna aceasta, la 25 mai... Nu întâmplător vă aflați astăzi aici în emisiune, pentru că era normal să vorbim și despre, să atingem și acest moment, că atunci când e sărbătoare, e bine să vorbim despre publicului despre acest lucru și să știe ce îi așteaptă. Că sunt convinsă că din nou veți organiza un concert specific unei astfel de sărbători. Filarmonica Pitești s-a născut acum 10 ani, chiar de zilele municipiului Pitești, la inițiativa domnului primar Tudor Pendiuc. Atunci, la propunerea mea,
domnul primar Pendiuc a fost de acord să mai lungească perioada zilelor municipiului Pitești până pe 25 mai, întrucât nu ne veniseră niște instrumente din Germania de percuție și alte instrumente. Pur și simplu erau pe drum și n-am putut organiza concertul nostru inaugural pe 20 sau 21 mai și așa se explică de ce l-am organizat pe 25 mai. Acesta este adevărul și din fericire apoi s-a legat și de aniversarea de 50 de ani a liceului Dinu Dipati, invitată de onoare a liceului fiind atunci Felicia Filip. Așa am ajuns să o invităm și noi pe Felicia Filip la concertul nostru inaugural. Am invitat atunci și corul Ars Nova, dirijat de regretatul dirijor Gheorghe Gomoiu, să evolueze la primul nostru concert. Dar, firește, evenimentul atunci, la primul concert, l-a constituit orchestra simfonică pe care am înființat-o atunci. Noi am zis atunci Orchestra Filarmonicii Pitești, deși instituția ca atare încă legal nu exista la 25 mai 2007, am înființat-o imediat în luna iunie, dar actul de naștere cu adevărat este 25 mai 2007, a fost un concert de răsunet care ne-a dat nu doar speranțe, ci certitudini că merită să continuăm. Eu știam lucrul acesta, de aproape 3 ani luptasem și așteptasem vremuri mai bune, pentru că în 2005-2006, când trebuia să înființez filarmonica, au fost posturile blocate la bugetari. În 2007, guvernul de atunci n-a mai blocat și am prevăzut în organigramă posturi pentru orchestră, am prevăzut în buget posturi pentru bani pentru instrumente și am început primele repetiții pe 21 februarie 2007 la Centrul Cultural. Practic, Filarmonica s-a născut în Centrul Cultural Pitești, la Casa Cărții. Repetițiile aveau loc la etajul 1 în Casa Cărții, fie în sala Ars Nova, fie în pavilionul expozițional. Pentru înființarea filarmonicii și a orchestrei nu am mai făcut contract cu Camera de Comerț și Industrie Argeș, care ani bune a funcționat în Casa Cărții cu expoziții, pentru că aveam nevoie de spațiu pentru repetiții. Spun asta pentru că eram directorul Centrului Cultural Pitești atunci și am fost implicat în toate și am luat deciziile care se impuneau, indiferent de prietenii sau neprietenii, totul pentru a putea înființa Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești. Și iată că de-a lungul celor 10 ani a cunoscut multe schimbări Filarmonica, de la Centrul Cultural. Da, primul concert a avut loc la teatru. Primul concert a avut loc la teatru, Alexandru Davila. Am sperat ca și următoarele să aibă loc la teatru. Noi chiar acolo credeam că vom funcționa, că vom fi chiriași, că vom plăti chirie, dar din păcate nu s-a mai putut. Pur și simplu au fost voci, încă de la început Filarmonica n-a avut numai prieteni, a avut multe piedici puse, la multe niveluri. Dar am mers mai departe. Deci mi-am făcut 1000 de dușmani, mi-am făcut și mulți prieteni, dar pentru a avea orchestra simfonică și instituție de sine stătătoare cu personalitate juridică la Pitești, instituție profesionistă de concerte, n-am ținut cont de nimic și am mers mai departe, având sprijinul total al primăriei Pitești și al Consiliului Local Pitești. Pe acest sprijin m-am bazat, am avut mână liberă, și am mers mai departe. Doar atât te întrerup. Faptul că în 10 ani a avut un parcurs frumos, spun eu, cu toate aceste mici piedici care au apărut de-a lungul timpului. Da, nu mai aveam. Haideți să vă spun. Filarmonica funcționează acum într-un sediu nou și iată că este atât de iubită de publicul de piteștean. Și cred că imaginile au fost destul de concludente pentru a demonstra. Vă spun că după primul concert nu mai aveam un concertant. Pur și simplu, la teatru nu se mai putea. Iar la Casa Sindicatelor era închis. Era o cortină metalică,
amplasată și rămasă pe scenă. Pur și simplu, cei de la o anumită instituție a statului nu veneau să dea autorizația de funcționare. Și la intervenția domnului primar Pendiuc, pe la guvern, la nivelul ăsta s-a ajuns ca să putem ține un concert la Casa Sindicatelor. Și odată pătrunși noi în Casa Sindicatelor, rezolvându-se și problema scenei, acolo și ținându-se cont de sprijinul, pentru că și noi am acordat acest sprijin, activitatea Casei de Cultură a Sindicatelor era blocată, pur și simplu, de multă vreme, deci nu mai aveau loc spectacole acolo. S-a uitat, eu n-am uitat aceste lucruri. Am putut să susținem două concerte, după care a venit vara și vara e vacanță între stagiuni, dar am avut noi timp să ne organizăm concursuri de angajare pentru orchestră, pentru administrativ, am angajat contabil, am angajat jurist, am angajat alte posturi, am angajat cor în luna august și în luna septembrie, astfel încât în septembrie am început în forță primele repetiții și am putut începe și noi în septembrie 2007 cu adevărat o stagiune de concerte, prima noastră stagiune, lucru fundamental pentru obținerea autorizației din partea Ministerului Culturii. Am fost monitorizați 2 ani de zile și conta stagiunea, conta să avem instrumente, conta să avem salariați, conta să avem buget, conta să avem un sediu. Și sediul social era la Casa Cărții, unde aveam câteva birouri la etajul 2 pe care tot eu le-am amenajat pe acolo. Și sala de spectacole de la Casa Sindicatului. Toate acestea au făcut ca în 2009 să fim autorizați ca instituție profesionistă de concerte de către Ministerul Culturii. Pentru că altfel, după 2 ani, puteam fi desființați. S-a mai întâmplat cu alte orchestre. Adică și în alte orașe, la un moment dat, înaintea noastră au fost înființate unele orchestre simfonice care nu au obținut acreditarea necesară. Și iată-ne în 2017, la 10 ani. Da, 9 ani am funcționat la Casa de Cultură a Sindicatelor. A fost foarte bine acolo. Am avut o sală generoasă cu 800 de locuri. Au fost și mici probleme, dar nu e vina nimănui, fiind scena uriașă, sunt niște curenți de aer acolo, în scenă, și care creează o anumită problemă pentru orchestră în special, pentru artiști în mod deosebit. Și între timp obținusem fostul cinematograf București de la Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Pitești a obținut fonduri europene pentru realizarea unui sediu propriu. Și anul trecut acest sediu propriu a fost finalizat cu peripeții, pentru că vă spun, anul trecut de la lună la lună trebuia să ne mutăm de la Casa Sindicatelor la centru. Am vorbit în ianuarie, de aceste peripeții, le de fiecare dată când, da, când a fost aici este prezent. Și legate și de inspectoratul de situații, deci, de spun, urgență, că până la urmă domnul, și acest lucru era important. Primar Cornel Ionica are un merit hotărător în finalizarea centrului multifuncțional, pentru că a stat acolo pe șantier cu scandal, dar au terminat în ultima zi, dar s-a terminat. Totuși nu au fost realizate lucrările prevăzute în proiectul inițial, pentru că constructul și-a băgat faliment și așa mai departe. Domnul primar a înțeles necesitatea unui astfel de sediu pentru a organiza Filarmonica Pitești concerte în condiții adecvate și v-a susținut pe parcursul. Ne-a susținut pentru că venea la concerte și baia era frig, venea iarna și ca spectator și lua contact, nu mai zic de reacțiile publicului din pauză sau dinainte de spectacolului, dar la propriu lua loc acolo, a avut abonament. Și și practic trăim pe piele proprie. Da, a înțeles necesitatea. Și a văzut că merităm, pentru că activitatea noastră a fost meritorie și ne-am dezvoltat, să știți, în comparație cu multe alte orchestre din țară, să stăm excepțional de bine. Judecând după public și după rezultate, suntem chiar a doua orchestră a țării după Filarmonica George Enescu. Timpul se scurge repede și în 3 minute aș vrea să ne spuneți acum cu sediul
Sunteți bine, autorizația acum, urmează să o primiți. Acum 10 zile. Și apoi să spuneți despre concertul extraordinar, pentru că e normal. Acum 10 zile s-au finalizat lucrările, cele 12 lucrări au fost cumplit din 3 ianuarie până mai acum o săptămână, cu repetiții, concerte, șantier, în paralel, printre repetiții, sâmbăta, lunea, dar au fost finalizate cu bine. Nu există nicio clădire în județ atât de bine dotată precum clădirea noastră din punctul de vedere al ISU, deci avem de toate și ceva în plus. Urmează ca în luna iunie să se ceară oficial obținerea autorizației de funcționare din partea ISU. Încă nu s-a stabilit ziua în care vor veni la fața locului, pentru că proiectantul cel nou a realizat un nou proiect plecând de la realitate, exact cu ce există în prezent, și sperăm să obținem autorizația de funcționare. Asta cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local. Păi da, au bugetat clar lucrările. Dovadă, dar iată că, început, vom avea autorizație, va fi totul în regulă la jumătatea lunii iunie. Eu sper, mai am emoții totuși cu centrala, cu accesul facil, e interpretabil acest acces facil la centrala termică, în rest, ca dotări, stăm excepțional de bine cu timp. Și să vorbim și despre concertul aniversar pentru 10 ani de filarmonică, un deceniu de existență. Pentru concertul aniversar din 25 mai, de 10 ani, nu mai avem bilete de 3 săptămâni. O spun încă o dată la dumneavoastră, noi vindem bilete înainte, cum o vindem abonamente pe toată stagiunea din ianuarie până la 1 iulie, așa vindem și bilete în avans, dacă cineva, noi avem programul deja stabilit și cine vrea să ia pentru 22 iunie, poate să meargă acum la casă de bilete și să cumpere bilete pentru 22 iunie. Nu stăm de pe o zi pe alta, deci nu vindem spectacol cu spectacol, pentru că nu pot să aștept până în ultima clipă, umplem sala, nu umplem sala. Deci de 3 săptămâni nu mai avem bilete și e foarte bine. Invităm prieteni filarmonici, pe cei care au sprijinit Filarmonica Pitești de-a lungul anilor, autorității, presă, vă invităm și pe dumneavoastră, pentru că de 10 ani ne-a sprijinit constant. O să dăm și câteva diplome. Nu avem soliști, pentru că vrem să arătăm că orchestra puteți este face față cu brio. Deci orchestra este cea mai importantă. Exact. Orchestra. Soliștii vin, pleacă, în fiecare săptămână sunt alții. Orchestra rămâne, este a noastră și orchestra duce greu și orchestra cântă tot programul până la urmă. Programul este foarte frumos. Pe 25 mai va fi. 25 mai. De la ora 19. Întotdeauna joia de la 19 avem concert. Îmi spuneați înainte de emisiune că aveți emoții, dar cu siguranță, așa cum s-a întâmplat și sâmbătă, cred că am emoții, pentru că mai sunt multe amănunte organizatorice de pus la punct și timpul sunt foarte scurt. Multe evenimente. Am avut săptămâna trecută și festival coral și alte concerte zi de zi și săptămâna asta mai avem Săptămâna Internațională a Muzicii Noi cu un ansamblu din Elveția. Mai am alte concursuri de organizat, de pregătit următoarele concerte și de a pregăti Covorul Roșu la propriu joi seara pentru publicul nostru și ne așteptăm la o seară foarte reușită. Deci programul este excepțional de frumos, cu lucrări de mare popularitate, interpretate de-a lungul anilor de către orchestra noastră simfonică, dirijată, iată, de Tiberiu Oprea, care va ști va fi și prezentator al spectacolului. Vă doresc să aveți mult succes la mulți ani. Mulțumesc, că este normal, mulțumesc, la mulțumesc zi, că sunteți aproape permanent de Filarmonica Pitești. Și mulțumesc pentru prezența în emisiune, de asemenea și telespectatorilor. Rămâneți în continuare cu Antena 1 Pitești. Vă așteaptă colega mea Cristina Munteanu cu știrile locale. La revedere!